La miezul nopții, cei care așteptau să ajungă la moaște formau o coadă de peste 2 km. Pelerini de toate vârstele, cu flori și haine în mâini, au uitat de fric și de oboseală și au așteptat răbdători să ajungă la raclă. De la ce oră stai aici? De la ora 5. Și mai puți? Da. Mai pute. Putem să stăm până de dimineață. De ce ai venit tu aici? Să mă rog. Să mă rog. La cine? La ce sfinț te rogi? La Sfântul Duminică. Simt o trăire aparte, foarte... Nu prea se poate spune cuvinte. Foarte bine mă sunt. Nu mă mai doare nimic. Nimic. Boda prostii să rămână. A fost o noapte grea și pentru voluntarii Crucii Rușii. Ei au împărțit peste 2000 de litri de ceai cald. În curtea Patriarhiei au fost instalate corturi de prim ajutor, unde oamenii s-au putut încălzi sau au primit îngrijiri medicale. Cele mai grave au fost crizele epileptice, leșinuri datorate temperaturilor scăzute și crizele cardiace. Unii dintre pelerini au fost învinși de oboseală, așa că și-au făcut loc de dormit pe scena unde astăzi se ține slujba. Alături de moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou a fost așezată și racla cu moaștele Sfinților Constantin și Elena. Credincioșii s-au putut reculege și la moaștele Sfântului Apostol Pavel, aduse din Grecia.